Având ca parteneri Inspectoratul Școlar, Direcția Silvică, Agenția pentru Mediu, Primăria și Societatea de Întreținere Peisagistică, Palatul Copiilor a derulat în această perioadă un proiect de educație pentru mediu care s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor. Peste 60 de copii, liceeni sau de la gimnaziu, au participat la proiect, deci și la un concurs din cadrul acestuia intitulat Lumea Energiei. S-au desemnat și câștigătorii, iar premiile s-au împărțit pe secțiuni. Prima secțiune, pe data de 17 februarie, s-a asistat iluminatul artificial pe perioada zilei în sălile de curs, iar a doua activitate a constat în concursul cu aceeași temă, chiar Lumea Energiei l-am numit, a avut mai multe secțiuni, secțiune de referate, secțiune de prezentări PowerPoint și secțiune de machete, afișe, colaje, orice care poate ține și de latura lor artistică, dar și cea științifică. Proiectul Împreună pentru Giurgiu, Împreună pentru Natură este coordonat de 3 cadre didactice din cadrul Palatului Copiilor, Liceului Tudor Vianu și Colegiului Național Ion Maiorescu. Din jurul concursului Lumea Energiei au făcut parte reprezentanții Inspectoratului Școlar, a instituției gazdă, reprezentanții primăriei și un fost absolvent al Colegiului Ion Maiorescu. Premiile au constat în rechizite și diplome.